Oțelul traversează o perioadă foarte delicată. Echipa gălățeană are 3 înfrângeri consecutive în campionat. Salvarea ar putea veni din cupă, însă misiunea gălățenilor se anunță aproape imposibilă. Formația pregătită de Valdlin încearcă să dea lovitura în Ghencea împotriva campioanei Steaua București. Oțelul pleacă cu șansa a doua, dar echipa gălățeană poate profita de faptul că Reghecan va folosi mulți jucători care au evoluat mai puțin în acest sezon. Valdlin se află în fața unei mari dileme. Va folosi cel mai bun 11 sau va odihni câțiva jucători în vederea partidei din campionat.